În primul trimestru al anului 2013, Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Poliției Locale Galați, cu un efectiv de 14 polițiști, a acționat cu prioritate pe linia identificării șantierelor, construcțiilor și panourilor de publicitate construite și amplasate ilegal pe raza municipiului. În acest sens, au fost întocmite procese verbale de 47 de persoane fizice și 25 de persoane juridice au fost sancționate cu amenzi în suma totală de aproximativ 250.000 de lei, stabilindu-se ca măsuri complementare obligații acestora de a intra în legalitate prin obținerea autorizației de construire sau, după caz, prin desființarea construcțiilor și împrejmuirilor, acolo unde acestea au fost amplasate pe domeniul public. Față de aceeași perioadă a anului precedent, în care au fost aplicate un număr de 71 de sancțiuni în sumă de 114.000 de lei, creșterea este de aproape 44% la numărul de sancțiuni și de 117 la suma amenzilor. În 10 cazuri s-au întocmit referate de desființare în țară pentru construcțiile edificate fără autorizație pe domeniul public. În primul trimestru al anului 2012, Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal a primit spre rezolvare de la instituții publice și persoane fizice un număr de 121 de sesizări, cu 20% mai multe față de perioada similară a anului precedent. În perioada următoare, activitatea polițiștilor din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal se va axa cu prioritate pe efectuarea de verificări, inclusiv prin patrulări în vederea depistării construcțiilor executate fără autorizație de construire și a panourilor publicitare amplasate ilegal pe domeniul public. O atenție deosebită va fi acordată șantierelor de investiții în care se execută lucrări publice. Verificările vor urmări modul în care se execută lucrările, amenajările și organizările de șantier, asigurarea perimetrelor de lucru, a panourilor și a indicatoarelor de avertizare.